aceea, nu? Vorbește mai clar, Adrian. Îți cer iertare, nu-i așa? Nu-i nimic de iertat, asta vreau să-ți explic. Trebuie să înțeleg. Hai mă, grăbește cu hainele alea, că mi-îngheață pacientul. Spor la muncă, doar și doctor, veniți la spectacol, nu? Mergem, desigur, desigur. Haideți, fraților, haideți! Că începusem să mă impacientez. Haideți, dragii mei, haideți! V-am căutat de mi-a ieșit ochi. Era să cadă și un cazan de beton pe mine. De mai pățeam naibii ca ăla care a fost zidit de viu. Sau nevastă sa. Nu mai țin minte povestea. Am adus ceva să ne încălzim. Ui, au! Moșule! Dă-ne niște pahare, că avem treabă. Vin paharele, vin, are tăi. Hai, poftiți. Da, poftiți. Maestre, poftiți, poftiți. Bă, ai grijă de bucătărie. Vin paharele, cu acceptați. Acum vin paharele. Ați luat unde puteți, simțiți-vă ca acasă, maestre. Poftiți, maestre. Mulțumesc. Ați luat loc, maestre, aici. Poftiți, poftiți. E plăcut aici. Pregătește ceva ușor. Dragii mei, am venit să discutăm poantele. Că poate nu știți stilul meu. Fiecare are stilul lui. Deci începem cu buletinele. Pentru anul nașterii, fiecare cifră are un nume. Adică, dacă e 1, 2 înseamnă și, 3 e bine. E bine. Da. Eu strecor în frază cuvintele astea într-o anumită ordine. Și gata anul nașterii. Dacă am trișez, maestre. Câștig și eu o bucată de pâine. Asta e viața, băiatule. Iuțeala de mână și nebăgarea de seamă. Sigur că trișesc. Asta e bună. Facem o probă? Facem. Ha? Facem o probă? Facem. Da, Luca, ia de buletinul matale. Da, cam înșel lumea, maestre. Recunoaște. Da, se pare că e bine. Să vedem la concurs ce o să facă. Când au spectacol? Mâine după masă, tovarășe secretar. Numai că a apărut o problemă cu caragiosul ăsta. Scamatorul? Nu mă interesează. Să-și ia șmecheriile lui de aici și să se ducă. N-avem nevoie de aiurelele lui pe șantier. De altfel, cine l-a adus aici pe ăsta, frate? Păi, nu l-a adus nimeni. S-a adus așa, singur, de nebun. Ei, tot așa să se și ducă. Să se învețe minte. Tocmai de aceea băieții vor să vă propună ceva. Să-i dea o lecție ex-socului ăsta. Dar poate ar fi mai bine să aflați de la ei ce au de gând. Manea! Manea! Da? Ia vină tu și spune-i tovarășului secretar ce aveți voi de gând. Bună ziua! Noroc! Păi, nu știu cum am căzut cu troncă tipul ăla, cu iluziile. Un ex-croc și el ne-a cerut concursul să-l ajutăm ca să înșele pe oameni. Noi ne-am gândit să jucăm o farsă, să-i dezvăluim toate trucurile în fața oamenilor. Așa poate să-l lecuim de înșelătorii. Cu ocazia asta poate că o să mai lămurim și vreo două femei mai în vârstă, că nu există iluzii. Totul e scrocherie, nu? Pe mine tipul nu mă interesează să-l văd plecat cât mai repede. Mă interesează spectacolul ăsta al vostru, să iasă bine. Păi, tovarășe secretar, n-aveți nicio grijă. O să iasă bine. Hai, mă.
încheierea programului nostru, care sperăm v-a plăcut, un mic număr de iluzionism pe care a ținut neapărat să vi-l prezinte un vechi specialist al genului, în trecere pe la noi, în afara programului, maestru Honorini! Dragi tovarăși, am să pregătesc un număr senzațional, pentru care am nevoie de doi participanți. Un băiat și o fată. Cine dorește? Tovarăși, este plin de abnegație. Poftiți. Așa. Vă rog puțină liniște. Iată despre ce e vorba, dragi muncitori, care probabil sunteți curioși să aflați câte ceva din tainele profesiei mele. Am să o hipnotizez pe această tovarășă de muncă voastră, iar pe acest tânăr, fruntaș în producție, am să-l bag în această ladă și am să-i tai picioarele. Nu vă speriați, doar pentru câteva secunde, că pe urmă cu ce o să se urce el pe schele dacă eu îl las pe teac. Și acum, vă rog, liniște de plin. Te uiți numai în ochii mei. La nimic. În curând, ai să adormi. Îți porunce să dormi. Dormi. Dormi, fericit. Vedeți? Experiența a reușit. Numărul continuă. Vă rog să faceți liniște. Urmează partea a doua a numărului, cea mai dificilă. Tăierea membrelor inferioare a tovarășului tânăr.